după amiaza aceasta, potrivit evenimentului la care participăm, cu o întâmplare. Era într-o secție de reanimare, profesorul și cu studenții care urmau să învețe multe lucruri privitor la profesia pe care urmau să o îmbrățișeze ca medici. Trecând de la un pat la altul, bolnavii erau diferiți. Dar studenții au observat că unii bolnavi abia mai mișcau buzele și ochii și spuneau câteva cuvinte. Atmosfera era solemnă. Studenții tineri, care nu aveau atât de multă experiență de viață, zâmbeau și ceea ce se întâmpla cu oamenii aceia acolo, în secția de reanimare, provoca râsul. După ce s-a încheiat vizita, profesorul i-a chemat în biroul său și le-a spus: voi știți ce spuneau oamenii aceia pe care voi îi considerați că și-au pierdut mințile? Și cum în fața profesorului nu prea ai răspunsuri, au tăcut. La care profesorul a spus: oamenii aceia își hotărau destinul veșnic și își încheiau conturile cu Dumnezeu în ultima clipă a vieții lor. Ziua de astăzi, pentru voi, este o zi foarte importantă. E importantă și ziua nașterii. Nu ea hotărăște destinul. E importantă și ziua ziua căsătoriei. Nu ea hotărăște destinul veșnic, cel mult destinul căsătoriei, care e legat cumva de veșnicie. Sunt importante și zilele pe care le sărbătorim la împlinirea anilor. Și mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până la anii aceia pe care îi sărbătorim. Nici acele zile și acele evenimente nu hotărăsc destinul. Ziua de astăzi, alegerea de astăzi și ce se întâmplă cu cei 10 hotărăște destinul veșnic al lor. Iar acest eveniment hotărăște destinul veșnic al oamenilor. Nu uitați, ziua de astăzi este cea mai importantă zi din viața unui om. Hotărăște trecutul care va fi spălat, prezentul care va avea valoare și viitorul în așteptarea Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos, care va veni curând și va da fiecăruia după fapta Lui. În lumea creștină, botezul este un ritual mult discutat. O radiografie a lumii creștine privind modul cum se duce la îndeplinirea acest act sfânt ne va arăta în multe cazuri
privind modul cum se duce la îndeplinirea acest act, e făcut fără să se țină cont de originile lui, adică cine l-a instituit, cum se face, aici ținem cont de forma în care se face, cu apă, prin stropire, prin ungere, cine poate să fie botezat, și aici mă refer la prunci sau persoane mature, condițiile care trebuie îndeplinite ca să poți să fii botezat, recunoscut de Dumnezeu, și aici mă refer că cel botezat trebuie să creadă în Evanghelie și să primească pe Iisus Hristos în viața lui. Ceea ce voi spune în momentele următoare poate fi un șoc pentru mulți. Dacă botezul, acest eveniment, această experiență deosebită, care hotărăște destinul omului, nu îndeplinește condițiile puse de Dumnezeu și pe care le descoperim în Evanghelie, condiții care sunt exemplificate în viața unor oameni pe care îi găsim aici, dar și în viața oamenilor contemporani cu noi, acest act nu este recunoscut de Dumnezeu și e lovit de nulitate. Adică cei care fac lucrul acesta fără să țină cont de Evanghelie și de ce spune Dumnezeu, vor face multe lucruri. Vor face orice altceva. Numai botez pe care să-l recunoască Dumnezeu. Și ce să faci aici? Să fie scris și în cer. Să ne luăm pe rând. Botezul a fost instituit de Dumnezeu. Și Sfânta Evanghelie spune că în preajma venirii lui Iisus Hristos pentru prima dată, Dumnezeu a chemat un om cu care noi, cu a cărui nume suntem obișnuiți. Ioan Botezătorul, prorocul lui Dumnezeu. Și spune Evanghelia că a fost profetizat de mult, cum spunea prorocul Isaia, pregătiți calea Domnului și neteziți-i cărările. Și acest proroc, dacă a fost chemat de Dumnezeu, e numai normal să cred că a făcut ceea ce a spus Dumnezeu. Și spune că el spunea oamenilor ce să facă pentru ca să fie plăcuți lui Dumnezeu și să recunoască pe prunc ca fiind Fiul lui Dumnezeu când se va naște. Și spune că oamenii veneau la el, Matei capitolul 3, își mărturiseau păcatele și erau botezați. Vreau să citesc. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului și neteziți-i cărările. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Mai târziu, Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Luca, vorbește că Iisus Hristos a venit la Ioan. Și e interesant că Ioan recunoaște că nu el este mai mare. Cine este mai mare? Iisus Hristos spune, eu am nevoie să fiu botezat de cine? De El, de Hristos. Pentru că Ioan era un om, iar Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Egal cu Dumnezeu. Nu uitați, acest eveniment și act sfânt este instituit de Dumnezeu. Al doilea lucru, nu botează oricine. Am întâlnit în experiența mea ca pastor de slujire și oameni care au spus că ne-a chemat
Ne-a citit câteva cuvinte din Evanghelie, s-a ridicat cineva, nici nu știam cine este, cum este, nu era recunoscut nici de biserică, nu știam nimic și ne-a botezat. Și a trebuit să spun oamenilor acelor că nu oricine poate boteza. Că Ioan a botezat pentru că a fost chemat de cine? De Dumnezeu. Iar astăzi cine botează trebuie să fie chemat de Dumnezeu prin biserică și rânduit pentru aceasta. Și să fie recunoscut de biserică. Cum se face botezul? În lumea creștină sunt multe forme. Unii botează cu apă. Cei mai mulți. Alții merg până acolo încât presară țărână pe capul celui care e botezat. Alții iau un de lemn și toarnă un de lemn. Și lista poate continua. Mai nou am auzit că și cu petale de trandafir și rostește numele lui Dumnezeu. Dragii mei, se poate face orice. Dar suntem conștienți că noi trebuie să facem religie și credință nu de la ceea ce spune omul, ci de la ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că El ne dă răsplată. El a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. El este Cel care își întinde mâinile și peste bun și peste rău. Și care a plătit cu preț de sânge ca eu să fiu numit creștin și să am speranță să fiu numit copilul lui. Ce spune Biblia? Vedeți? Mi-aș permite să vă spun multe lucruri pe care eu poate le-am apucat de la părinții mei sau de la strămoșii mei. Dar nu pot să vă spun lucrul acesta că într-o zi judecătorul întregului pământ va spune, ai fost chemat să spui oamenilor adevărul. Și sângele lor, pentru că sunt pierduți și n-au făcut așa cum spune în Evanghelie, va fi cerul din mână. Am un reper pe care și dumneavoastră l-aveți acasă. Și vreau să vă spun că cei care nu au acasă, după ce se va termina serviciul acesta divin, evenimentul acesta, vă rog să cereți. Vrem să vă dăm Biblie, să puteți citi. Spune că atunci când Iisus Hristos a trebuit să-și înceapă lucrarea publică și să propovăduiască pocăința, și atenție, cine a propovăduit pocăința? Din gura cărui om a ieșit aceste cuvinte? Din gura prorocului Ioan și apoi din gura cui? Lui Iisus. Auziți? Nu un om, ci Iisus Hristos. Deci Dumnezeu adevărat rostește că pocăința este o lucrare care trebuiește rezolvată urgent în viața omului. Și spune, înainte de a începe lucrarea publică, a venit la Ioan și Ioan spune, eu sunt mic. Tu trebuie să mă botezi de mine. Și a spus, nu. Lasă să se împlinească ce este scris. Dar scris pentru cine, credeți? Pentru mine și pentru dumneavoastră. Ca să nu fim rătăciți. Și spune că Iisus Hristos a intrat în apă, a fost botezat în apa Iordanului și a ieșit din apă. Ce însemnează lucrul acesta? Că a fost afundat în apă. Citesc ceea ce spune Evanghelia după Matei. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea Ioan, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas, și acum atenție, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. În cine îți găsește plăcerea Dumnezeu? În Fiul. Vrei să-ți găsească plăcerea și în tine? Trebuie să-L urmezi pe cine? Pe Fiul. Dar de ce afundare? Botezul. Să știți că această
lucrare care se face astăzi aici. Apa aceasta nu-i miracol. Nu-i transformă pe oameni. Nu-i face bun. E un semn că în spatele acestea se întâmplă astăzi aici, oamenii și sufletele acestea pe care le vedeți, l-au primit pe Iisus Hristos. Au fost interesați de viața lor să-și hotărască destinul. Sunt lacrimi, sunt rugăciuni, sunt genunchi plecați, sunt lupte, sunt bariere. Pentru că a primit pe Iisus Hristos în viața ta nu-i ușor. Lumea astăzi n-are nevoie de Hristos. Priviți! Dacă astăzi în piață sau în altă parte ai început să vorbești de religie, de Evanghelie, oamenii întorc spatele, nu avem nevoie. Și nu uitați că tocmai aceste lucruri discutate și rezolvate hotărăsc destinul omului. Cu ele se va încheia viața ta și a mea. Chiar dacă vei muri înainte de a veni Iisus, chiar dacă vei fi găsit în viață. Și iarăși va să vie cu putere și slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Romani, capitolul 6, iarăși la Evanghelie, spune așa: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și acum, ce înseamnă botezul? Experiența lor, luptele lor, renunțările lor la plăceri, la lume, la păcate și la multe alte lucruri. Astăzi o mărturisesc. Am fost cândva un om care nu L-am cunoscut pe Dumnezeu. M-am întâlnit cu Dumnezeu. L-am ascultat. L-am descoperit în Evanghelie. Mi-am dat seama că sunt un om păcătos și ceea ce fac nu corespunde cu Evanghelia. L-am primit în viața mea. Cu bucurie. Știind că aceasta este mântuirea pe care am apucat. Și omul vechi, care altădată făcea de toate, acum prin Iisus Hristos este un om cum? Nou. Prin sângele lui Iisus Hristos. Am fost botezați în moartea Lui. Vă întreb, când îngropați pe cineva, îi lăsați mâna afară? Cunoați doar un singur om, un singur caz în istorie care a zis: îngropați-mă cu mâinile afară. Dar nu L-au îngropat cei care erau vii. Alexandru Macedon. Să arăt lumii că nu am luat nimic cu mine. Noi îngropăm tot. Nu se poate să lași ceva afară. Tot așa și botezul. Atenție! Nu cu stropire, cu nu știu ce, nu cu ungere, ci așa cum spune Evanghelia. Afundare în apă, ca să se demonstreze că tot omul vechi ce este. A rămas acolo. Păcatele. Am uitat totul. E spălat de Iisus Hristos. Și de acolo iese un om, cum? Nou. Un om care trăiește o altă viață. Are o altă filozofie de viață. A părăsit lumea. Nu e ușor. Îmi spunea cineva care a spus: domnul pastor, vreau să fac curățenie în viața mea. Era un șmecher, nu? Toată lumea spunea: ăsta este talpa iadului. Când a cunoscut Evanghelia și când a văzut cu sârguință ce trebuie să facă, a făcut, oamenii au rămas uimiți. Și spunea: domnul pastor, încă oamenii mă mai fac talpa iadului și zic: tu ăla care erai așa și așa, acum ți-ai găsit? Și mă descurajează. Dar eu merg înainte pentru că Hristos m-a schimbat. Să știți că există și un diavol. Nu vrea să se întâmple momentul acesta. Pune bariere. Vine rușine. Vei înrude. Priviți ce spune Iisus Hristos. El n-a fost primit nici măcar în familia Lui. Nu e simplu. Dar e calea pe care Dumnezeu ne cheamă ca să fim cum? Salvați.
Deci botezul potrivit Bibliei se face prin scufundare. Asta este simbolul. Omul, a murit omul vechi, cu păcatele lui, este un om nou. Merg mai departe. Cine se poate boteza? Așa că sunteți obișnuiți cu două feluri de botezuri în lumea creștină. Sunt generali. Pruncii, e adevărat sau nu e adevărat? Și oamenii maturi. A ce spune Evanghelia? Spuneam la început că evenimentul acesta hotărăște destinul nostru. Și în Marcu, capitolul 16, permiteți-mi să deschid Evanghelia. Să vedeți ce spune Dumnezeul cel adevărat, Iisus Hristos. Începând de la versetul 15, s-a apropiat de ucenici, că a lăsat mai departe, cum dumneavoastră lăsați mai departe moștenirea la copii, să vă poarte numele familiei, stindardul, să nu se stingă și când cineva nu are un băiat să poarte numele, e durere. Domnul Hristos a lăsat religia adevărată și credința adevărată ca moștenire. Și ucenicii au preluat-o. Și o găsim în primul secol. Așa au făcut creștinii în primul secol. Au vizitat Asia. Și am vrut să văd cu ochii mei, în primul secol, între anul 31 și 100, și apoi mult mai târziu, anul 200-300, cum botezau. Auziți, erau prigoniți creștini. Pentru că romanii, păgânii, nu vroiau să audă de Hristos. Împăratul era Dumnezeu, era zeu. Și se aducea împăratului ofrandă. Se refugiau în munți. Și auziți în munți ce făceau? Cum puteau? Săpau bazine ca să aibă apă, pentru că nu puteau la ape furcătoare, n-aveau posibilitate, erau prigoniți. Și acolo în apă, înaintea lui Dumnezeu, săvârșeau botezul așa cum spune Evanghelia. Am văzut foarte multe bazine de fapt. Iată ce spune. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și acum atenție! Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osând. Vă dați seama ce e important să te osândească Dumnezeu. Înseamnă să pierzi mântuirea, speranța. Zice, cine va crede? Și ce însemnează să crezi? Vedeți aceste suflete aici? Când s-au întâlnit cu oferta lui Iisus Hristos și cu chemarea, au cântărit. Au frământat problema. Au ales. Și ca să leagă, trebuie mai întâi ce să faci? Să-ți dai seama. Să deosebești. Vă întreb, pruncul poate deosebi? Poate crede? De ce se întâmplă așa? Unii din dumneavoastră știți. Se întâmplă pentru că a fost lăsată la o parte ce? Evanghelia. Cineva crede? Înseamnă să deosebești binele de rău?